Marte este vecinul nostru de alături și totuși aproape că nu l-am vizitat niciodată. În 2018 am trimis acolo nava spațială robotizată Insight, în in 2016 o sondă și si o navă spațială proiectată să orbiteze și si să aterizeze pe Marte, iar mai mult alte două sonde spațiale orbitale în 2013. Pe scurt, o misiune la câțiva ani, dar în iulie 2020 oamenii lansează patru misiuni separate cu destinația Marte. Ce se întâmplă de ce toate odată? Este Black Friday-ul misiunilor spațiale? Din păcate nu, dar fereastra de lansare din luna iulie este unică datorită faptului că ajută la salvarea combustibilului. Motivul pentru care toate aceste misiuni sunt programate în 2020 este pentru că reprezintă perioada ideală de a trimite o navă spațială pe Marte folosind cea mai mică cantitate de combustibil, dar acest moment nu reprezintă perioada în care planeta noastră și planeta roșie se află la cea mai mică distanță una față de cealaltă. Cea mai eficientă modalitate de a trimite o navă spațială acolo este prin folosirea ceea ce se numește transferul orbital Hochmann. Aceasta reprezintă o manevră care permite schimbarea orbitei unui vehicul spațial folosind soarele ca punct central. Această manevră presupune lansarea navetei atunci când planeta noastră se află în cel mai apropiat punct față de soare, adică în periheliu, și aterizarea acesteia pe Marte atunci când se află la cea mai mare distanță față de soare, adică afeliul navei sau cel mai îndepărtat punct dintre un obiect și steaua în jurul căruia orbitează. Nu putem spune cât de important este faptul că Marte se află în locul potrivit la momentul potrivit, însă ca acest lucru să se întâmple conform planului, naveta spațială trebuie lansată exact la momentul potrivit. Timpul necesar ca nava spațială să ajungă de la periheliu către afeliul său, în cazul de față, orbita lui Marte, este de 259 de zile. În tot acest timp, planeta roșie și va schimba poziția cu aproximativ 136 de grade, iar din moment ce Marte este la o distanță mai mare față de Soare decât pământul, are nevoie de mai mult timp pentru a parcurge aceeași distanță unghiulară prin urmare pentru a sincroniza cele 180 de grade pe care le va călători nava spațială în timp ce Marte schimbă poziția cu 130 de grade, nava trebuie să fie lansată atunci când Marte are un avantaj de 44 de grade față de Pământ, destul de simplu, 180 minus 136. Acest lucru totuși se întâmplă doar câteva săptămâni, odată la 26 de luni, iar data viitoare când se va întâmpla asta este în mijlocul lunii iulie în 2020. În această perioadă, multe agenții spațiale sunt echipate pentru lansare. Prima misiune este programată să aibă loc între 17 iulie și 5 august, presupunând lansarea roverului celor de la NASA, numit Perseverance, adică Perseverență. Robotul de dimensiunile unei mașini va ateriza cu scopul de a căuta urme de viață microbiană pe suprafața planetei și să determine dacă mediul înconjurător de pe Marte este mai ospitalier pentru formele de viață simple decât în trecut. De asemenea, va colecta și depozita monstre de roci și regolit marțian și va testa producția de oxigen din atmosfera de acolo. Roverul va avea la bord un mini elicopter autonom, da, o dronă va fi dusă pe Marte, dar una special proiectată să reziste în atmosfera marțiană subțire și periculoasă. Drona nu va avea niciun instrument științific. Singurul său scop va fi acela de a arăta dacă aducerea ei acolo este o idee bună sau proastă. Cel mai probabil va fi folosită pentru a fotografia zonele de relief greu accesibile celorlalte vehicule. Următoarea pe listă este o misiune comună efectuată de Agenția Spațială Europeană și Roscosmos sau Agenția Federală Spațială Rusă. Roverul misiunii este proiectat de ESA, adică Agenția Spațială Europeană, și este numit Rosalind Franklin după chimista și cristalografa de raze X, pionieră din Marea Britanie, a cărei activitate a fost folositoare în descoperirea structurii ADN-ului. Practic, ea a fotografiat Helixul dublu al ADN-ului, imagine pe care o avem cu toții în minte atunci când este folosit acest termen. Ea a murit fiindu-i nerecunoscută contribuția în acest domeniu în anul 1958, deci este bine să vedem că ESA i-a recunoscut meritul și o răsplătește chiar și după 62 de ani. Rosalind Franklin, roverul, va explora ceea ce oamenii de știință cred că este posibil să fi fost un ocean antic. La fel ca în cadrul misiunii efectuate de NASA, robotul va căuta semne de viață din prezent, dar și din trecut. Va folosi o cameră atașată de un burghiu pentru a studia solul adus la suprafață în urma forării. În cele din urmă, ultimele două misiuni rămase sunt repere importante și vor fi efectuate de două agenții spațiale diferite. Emiratele Arabe Unite va lansa în iulie 2020 sonda orbitală numită Hope sau Speranța cu scopul de a examina atmosfera estompată a planetei Marte. Dacă totul va decurge conform planului, Emiratele Arabe vor primi titlul pentru prima națiune arabă care trimite o navă spațială către planeta Roșie. China plănuiește de asemenea să trimite o sondă orbitală și un rover numit HX-1, aceasta va fi cea de-a doua încercare după ce prima navă a rămas blocată în orbita Pământului și a fost distrusă de atmosferă în 2012. Cu acest aliniament al misiunilor spațiale, iulie 2020 va fi cel mai excitant moment de până acum pentru explorările marțiene. Să sperăm că totul merge conform planului și cu 259 de zile mai târziu vom avea o nouă echipă de nave spațiale și roboți care înconjoară planeta roșie și colectează regolit pentru că dacă nu, va trebui să așteptăm alte 26 de luni până când se va ivi un nou moment oportun. Misiunea efectuată de ESA și Roscosmos va fi lansată în 2020, după ce și-a ratat fereastra de lansare planificată în 2018 din cauza unor probleme tehnice. Așteptarea de 26 de luni face ca vara acestui an să fie una dintre cele mai aglomerate sezoane pentru lansările navelor spațiale către Marte.